Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Primăria Comunei Curtea întâmpină o serie de probleme și proiecte pe care urmează până în toamna acestui an să le rezolve. Mai multe detalii ne dă domnul primar. Haideți să-l ascultăm. La Curtea s-a terminat ruga, a fost filmată, a fost un obicei care se repetă după ani de zile și foarte frumos. La ora actuală, în comună, avem de rezolvat încă o rugă la Rățatul Coșava, care urmează pe data de 15 august. În problemele cu care ne mai confruntăm în comuna Curtea, avem determinat un pod peste râul Bega, care se află într-un stadiu în jur de 60%, 61% până acum construcția terminată, urmând a fi finalizată în vara acestui an. Mai avem o mare problemă care trebuie finalizată și care la care se lucrează de mult timp și care este în stadiu aproape final, problema titlurilor de proprietate, care este o problemă foarte arzătoare a comunei noastre. Avem pe raza comunei în jur de 25 de familii la ajutor social, cu care lucrăm la curățirea ierbii și a tot ce este rău până în comună, pentru a reuși să facem satul nostru cât mai curat și cât mai frumos. Sperăm ca în curând să reușim să începem și lucrările la drumul de la Homojdia, dacă ni se aprobă, bineînțeles, proiectul pe care îl avem la București, fiind necesar neapărat, întrucât începe în 15 septembrie școala iarăși, începe microbuzul pe drum cu care plin de gropi și destul de impracticabil pentru a duce elevi la școală și mai ales că ducem și copii de grădiniță până la Coșava și e foarte greu de transportat într-un microbuz mare de 18 locuri care trebuie avut grijă de ei să nu se întâmple accidente. Problemele care mai sunt de rezolvat în curtea mai sunt multe. Sperăm să reușim să rezolvăm parte din ele, toate nu cred că vom reuși să le rezolvăm și cu ajutorul cetățenilor să reușim să menținem curățenia, tăiatul, iarbă în curtea care și în Coșava și în Omojdia, peste toate trei satele ne-au invadat vegetația. Având în vedere numărul scăzut de animale care îl avem pe raza comunei, nu există nici interesul din partea cetățenilor pentru a mai tăia iarbă și pentru a-și face provizii pentru animale pe iarnă, întrucât numărul de animale a scăzut extraordinar de mult. Practic, aproape nu mai sunt. Astea sunt problemele care ne interesează la ora actuală și pe care sperăm să le rezolvăm cu oamenii de la legea 416, care lucrează zilnic în cadrul comunei pentru curățirea ierbii, căratul ei. Problema mai mare care o mai avem este asigurarea lemnelor pentru iarnă, pentru primăria comunei Curtea și pentru școala cu clasele 1-8 din Curtea și 1-4 din Coșava. Vine iarna și nu sunt lemne pentru încălzire la copii. Sperăm ca până în luna septembrie să rezolvăm și această problemă. Încă nu a reușit Ocolul Civic Privat să ne marce cantitatea de lemn necesară pentru această problemă. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm la ora actuală și pe care sperăm să le rezolvăm. La Balta Caldă, pe data de 20 iulie, are loc hramul mănăstirii Izvorul Miron și va fi un hram frumos cu slujbă arhierească, care va avea loc și o să vină persoane din tot județul la hramul mănăstirii. Suntem pe raza comunei, ne-am pregătit, am făcut curățenie pe marginea drumului, așteptăm oamenii și lumea care vrea să vină la desfășurarea activității de hram. Străinii iubesc țara noastră. Drept dovadă, ieri am surprins un grup de străini care spuneau că fac turul României. Ei se vor duce în diferite locații, cum ar fi Hunedoara, Timișoara, Munții Banatului, Apuseni, Retezat, Ulpia Traiană și vor vizita tot ce este frumos în aceste locuri. Am reușit să-i reținem câteva minute, deoarece opriseră chiar în Dumbrava.
Romania. We make a round trip through Romania to Hunedoara, Timișoara, Banas Mountain, Apuseni and Retezat and Samisegetusa Regia, Ulpia Traiana and so on. We love Romania, the nature, the culture and the lovely people, of course. Thank you. Mulțumesc mult. Dragi telespectatori, aici se încheie știrile. Să aveți un weekend excelent. La revedere!